De 13 ani este prietena cea mai bună a femeilor, pentru că se pricepe să le facă frumoase. Între timp, puține dintre ele știu cum îi reușește Gabrielei Ciubară să se rupă între familie și job. Și acum își amintește cum într-un an a sărbătorit Revelionul printre pensule și farduri. Am spus că mai mult nu mai repet această greșeală, fiindcă a fost 22 de cliente am avut. Dar se pare că nu s-a învățat minte. La doar 2 zile de la nașterea celui de-al doilea fiu, Gabriela a ieșit la lucru, că doar nu putea să-și refuze clientele fidele. Am ieșit fiindcă aveam numerese programări, care erau înscrise încă înainte de a rămâne eu însărcinată. Este într-o continuă perfecționare, fascinată de tot ce apare nou în domeniul fardurilor, nu ezită să experimenteze de fiecare dată cu noile texturi. Multe producte apare nouă, multe texturi noi, foarte interesante, foarte moderne, mult mai performante, fiindcă machiajul pe an ce trece tot e mai rezistent și mai rezistent. Spunem, faci dimineața și până 20 dimineața tu ieși cu machiajul la fel de proaspăt. De ce? Fiindcă texturile tot se reînnoiesc și se fac cercetări, formule noi și e foarte bine, fiindcă nu ne e mai ușor să lucrăm. Predă cursuri de make-up de 11 ani, de la adolescente care nu știu să se machieze corect până la persoane care au nevoie de o specializare în industria beauty. Multe cliente de mele, mame așa mai moderne, punem așa, aduc fetițele lor de 14-15 ani, aduc la mine la școală, deci se ne învețe cum corect să-și aleagă fundul de ten, cum corect se machieze, să nu fie victimele la YouTube-ului, să facă deci machiajele, să le repete tot ceea ce le propun alții profesioniști sau neprofesioniști pe internet. Cum corect să-și aleagă fundul de ten, cum corect să-și modeleze sprâncenele, cum blașul, buzele, culorile care se potrivesc, care nu se potrivesc. Lecțiile sunt de 4 ori pe săptămână, sunt câte 3 săptămâni pentru cei care vor să învețe pentru ele să se macheze și de 5 săptămâni pentru cei care vor să lucreze în acest domeniu. Îi place să accentueze trăsăturile naturale ale femeii și are un principiu, un lucru pe care îl sugerează și elevilor săi. Nu vă stăruiți să faceți femeia să fie machiată, da? Deci nu fie machiată frumos, dar ea să fie frumoasă, să arate ea bine. La capitolul tendințe în sezonul toamnă-iarnă, make-up artistul mizează pe contraste. Farduri în tonuri pământii, sprâncenele puternic conturate și rujurile în culori tari. Buzele roșii și buzele întunicate și culorile acestea pământii au apărut în acest an, ceea ce nu au fost anii trecuți. Și dacă înainte puneau foarte mult gloss pe buze, atunci totuși cum buzele se stăruie, cât mai mate să fie. Se poartă și sprâncenele groase, ne-am obișnuit de ceva ani. Sprâncenele să fie cât mai naturale, cât mai ușor evidențiate, dar totuși fierșoarele se vadă că ele sunt separate, deci că ele totuși sunt naturale. Obrajii foarte bine se evidențiază în acest sezon. Mulți designeri în acest sezon promovează mai mult stilul bărbătesc în machiaj. Deci, pometii cea mai mult pe orizontal, dacă și sunt codițe, atunci ele nu sunt în sus stilul anilor 60, dar mai mult alungite și iarăși mai pătrate, sprâncenele mai evidențiate, iarăși drepte, deci mai multe linii orizontale, deci face fața să nu fie mai feminină, da? Dar mai bărbătească. Este de părerea că femeile noastre, atunci când se machiază singure, confundă de obicei make-up-ul de zi cu cel de seară. Majoritatea poate că exagerează cu fundul de ten sau exagerează cu fardurile foarte stridente în ziua la serviciu, da? Deci trebuie totuși să-și dea seama cu machiaj de oficiu, machiaj de oficiu și unul de seară, machiaj de seară. Și sunt culori și texturi care sunt pentru zi și sunt pentru seară. Dar secretul frumuseții nu este machiajul, dragi femei. Gabriela Ciubară vine cu o altă rețetă. Să fie mai fericită, să zâmbească mai mult. Rest, toate femeile sunt frumoase, le trebuie doar să-și găsească calitățile și să-și găsească momentele care trebuie să le accentueze în fața lor.